Compania noastră are o nouă strategie privind creșterea vânzărilor și optimizarea relației cu clienții. În lumina acestor obiective, am demarat un nou proiect care presupune 7 linii roșii. Înțeleg că firma dumneavoastră ne poate ajuta în această privință. Bineînțeles! Domnișoara Maria va fi managerul de proiect. Maria, putem face asta, nu? Desigur! Lângă mine este expertul nostru privind desenarea liniilor roșii. Am adus-o pe domnișoara Andreea pentru a ne oferi părerea sa de profesionist. Mă bucur să vă cunosc. Pe mine mă știți. Iar lângă mine este Daria, expertul nostru în design. Bună! Trebuie să ne desenați 7 linii roșii. Unele cu cerneală verde, iar altele cu cerneală transparentă. Puteți face asta? Nu mă mai grăbim, Andreea. Până la urmă s-a trasat o sarcină și trebuie să o îndeplinim. Dar tu ești expert! Ca să desenezi linii roșii, presupune ca cerneala pe care le desenezi să fie roșie. Așa că, pentru a desena liniile roșii cu cerneală verde, este, dacă nu imposibil, aproape de imposibil. Până la urmă, ce înseamnă imposibil? Este oricum posibil, pentru că există și oameni care suferă de daltonism, de exemplu. Și aceștia nu pot distinge culorile. Dar sunt convinsă că targetul dumneavoastră de client nu este format numai din astfel de oameni. Așa că, în principiu, spuneți că ar fi posibil, nu? Voi simplifica puțin. Liniile acestea pot fi trase cu orice fel de culoare. Dar dacă vrem să fie roșii, trebuie să le trasăm cu cerneală roșie. Dar dacă le trasăm cu cerneală albastră? Da, bună idee! Tot nu e bine. Dacă le vom trasa cu cerneală albastră, vor ieși linii albastre. Și la ce anume v-ați referit când ați spus de cerneala transparentă? Cum să vă explic? Cred că știți ce înseamnă transparent, nu? Da, bineînțeles! Sper că știți ce înseamnă o linie roșie, nu? Trebuie să vă explic și asta. Ce trebuie dumneavoastră să faceți este să desenați o linie roșie cu cerneală transparentă. Și puteți să spuneți cum ar arăta produsul final? Hai, Andreea, crezi că suntem la grădiniță? Nu suntem, dar vreau să știți. Oameni buni, hai să mă necetăm că avem multă treabă aici. S-a trasat o sarcină și trebuie să o executăm. Exact, Andreea. Dacă ai întrebări, poți să-i adresezi domnișoarei. Da, mai spuneați ceva să fie perpendiculare între ele. Păi, adică perpendiculare, doar nu mai trebuie să vă explic eu ce înseamnă perpendiculare. Nu, dar nu înțeleg. Trebuie să fie perpendiculare toate între ele? Da, să fie așa un fel frumos. Oameni buni, nu pot să fie 7 linii perpendiculare una pe alta. Să vă explic! Dacă desenez o linie, pot să mai desenez una care este perpendiculară pe ea. Ați înțeles? Studiile noastre au demonstrat că toți clienții noștri iubesc pisoiașii. Și mie îmi plac pisicile, dar mă tem că e imposibil. Andreea, ce te împiedică pe tine să faci chestia asta? Păi totul e imposibil. Parcă spuneai că nu e așa de imposibil acum câteva minute. Știu! Dar dacă desfăcăm liniile în formă de baloane! Exact! Clienților noștri le plac și baloanele! Ce ne împiedică? Păi vă spun eu ce ne împiedică! Geometria! Păi ignoră! Sunt 7 linii roșii, nu sunt 100 sau 2000! E chiar așa de greu? Dacă nu luăm contractul ăsta, ești concediată! Deci, se poate? Da, sigur că se poate.
Eu sunt expert, eu pot să fac tot. Eu pot să mut și munți din loc, sigur că se poate. Atunci, așa să fie. Vreau să-mi predați proiectul până la sfârșitul săptămânii. Desigur, vom împărți bugetul, vom face călătorie de afaceri. Deci, să recapitulăm. Vom trasa 7 linii roșii, unele cu ceneală transparentă și altele cu ceneală verde. Ah, și unele în formă de balon. Ah, mi-am amintit. Puteți să-mi desenați un balon roșu și să-l și umflați? Cum să nu? Doar eu sunt expertul, nu? Bun! Cred că întâlnirea noastră l-a sfârșit. Mă bucur că m-am cunoscut. Sigur, ascult. Când umflați baloanele, puteți să le umflați în formă de pisoiaș? Desigur că pot. Doar eu sunt expertul, nu? La revedere!